Salut, sunt Alex Andrei Zar și în seara asta vreau să fac o mică ajustare la înălțimea codiței la motocicletă. Majoritatea motocicletelor își reglează înălțimea spatelui prin două modalități. Prima modalitate este prin ajustarea încărcării arcului din spate, ajustarea care se face de aici. Se învârte această flanșă care are canale dreptunghiulare cu cap ascuțit într-o parte. Se vin din partea opusă, poate se vede mai bine. Nu știu cât se vede. În fine, asta este o modalitate de a ajusta înălțimea motocicletei. Și a doua modalitate este prin schimbarea dobonurilor, adică oaselor de câine. Am realizat niște dobonuri custom, tablă de 10 mm, a fost frezată pe ambele fețe, la 6 mm grosime, să fie exact după specificațiile dobonurilor de fabrică. Găurile au fost date pe bor mașină verticală, pentru o acuratețe mai mare. Da. Și acum ce urmează să fac, pentru că aceste dogbonuri sunt realizate custom, adică la comandă, nu știu cât o să ridice spatele, deci chiar dacă am două reglaje, nu știu cât o să ridice spatele acele dogbonuri. Și atunci ce am să fac? Am să iau măsurătoare din înălțime și să vedem cât ne iese. Am să măsor în jurul perpendiculară de lângă numărul de matriculare până jos pe sol și vedem că avem o înălțime de 70 și aproximativ 77, 76 jumate pe acolo. În fine, total irelevant să ne chinim să luăm o măsurătoare exactă. Ideea e că vreau să realizez efectiv cam cu cât, nu mă interesează exact o anume valoare. Vreau să știu cam cu cât o ridic. Și vă spun și motivul pentru care o ridic. Eu sunt destul de solid, am 110 kg. Salut! Și prietena mea, care este mult mai fit decât mine, la 70 de kg, amândoi când încărcăm motocicleta, o să se așeze foarte bine spatele și chiar dacă am suspensie nouă pe puntea spate, pe partea de spate, tot nu compensează încărcătura. Hai să ne punem la treabă și să nu mai pierdem timpul cu bălăvrăgeli inutile. Scurt, vă spun planul care o să fie pus în acțiune. Am să ridic motocicleta, am să o suspend de aici și din partea opusă pentru a detensiona toată bascula de pe spate, să pot să lucrez liniștit. Mai e o modalitate în care pui un cauciuc, dar neavând cauciucuri dezvăluite de pe jante, ar fi trebuit să dau jos carena laterală și să o așez într-o parte pe cauciuc, o modalitate care eu nu vreau să o aplic. Ridic cu un cric hidraulic, crocodil cadru și o să-l pun după aia în două capre, o să iasă bine, o să vedeți. Hai să ne punem. Așa, ok. Am suspendat-o și în cazul în care sunteți DIY-er de ăștia așa mai împătimiți, ca și mine, ca să suspendați motorul nu vă trebuie cricuri speciale care costă sute de euro, vrăjeli, scumpătățuri, probabil dacă faceți lucrări de uzură cu acele cricuri speciale, da, se merită în condiția în care lucrezi zilnic cu el și acel cric îți produce bani, dar două capre și un cric crocodil sunt efectiv îndeajuns ca să îți faci treaba să suspenzi motocicleta. În partea de stânga am cricul și are să zic așa, indentație a cadrului, ceva mai sus. Mergând pe partea dreaptă, cadrul acolo
nu mai are zona de cric, este plat și am folosit ca adaus o tablă de 10 mm, care vedeți mai rigidă de mama focului. Bun. Și anume, ora de schimbare a dogbonurilor o să fie relativ simplă. Vedeți dogbonurile aici. Când am să dau unul jos, am să-l pun comparativ lângă și am să vă arăt exact ce se întâmplă. Hai să îi dăm bătaie. Ok, bun. Dogbonurile au fost demontate. Astea sunt bolțurile. Arată în stare foarte bună. Dogbonurile originale, după cum se văd. Dogbonurile custom. Dacă mai e necesar, mai putem tăia din zona asta și zona asta sau chiar un pic să mai rotunjim colțurile pe aici, pe acolo. Rămâne să văd cum o să se așeze și am să revin cu continuarea. Stay tuned! Ok, continuarea arată cam așa. S-au montat dogbonurile. A fost necesar un pic de ajustare. Nu mi-a mers la cea mai scurtă variantă, care era 165 mm, nu, 165, dar în fine, oricum, prima de cele mai îndepărtate găuri au fost prinse. Urmează să o dau jos de pe capre, după care am să măsor înălțimea codiței. Hai să dăm bătaie! Uitați-mi să zic o chestie, de ce n-am putut să prind următoarea, pentru că bascula a coborat din ce în ce mai mult. Cum ăsta, nu știu, n-am mai întâlnit motociclete de 600 de centimetri cub, care să aibă diametru exterior la conductă 63 de milimetri. Și e drept, dacă dai jos finala, vezi că pe interior este o tubulatură cu găuri în perete. Practic asta în sine ei, intermediara asta, o cotul de legătură, este un muffler de absorpție. Da, se poate coborâ mai jos, dacă se dă jos finala și cotul de legătură se întoarce cumva în jos, se dea ca un muffler cum la multe mașini. Mie nu prea îmi place aspectul și pentru mine e îndeajuns atâta. Hai să o dăm jos de pe capră să vedem ce se întâmplă. Ok, bun. Am coborât-o de pe capre. Spatele, și prima vedere, mult mai agresiv. Descoperă mult mai mult roata și este mai înaltă. E exact rezultatul care mi l-am dorit, să zic așa, la ochi. Acum, pe parte de dinamică, de cum o să se comporte pe șosea, rămâne să văd. Dacă îmi dau grămadă la prima curbă sau nu. Hai să o măsurăm, să vedem cât are capra. Pregătim ruleta la 100 de țanti, 1000 de milimetri. În momentul de față am urcat la un 82,5. Da, se vede 82,5. Deci de la 76,5 la 82,5. O creștere destul de consistentă, zic eu. Ochiometric îmi place cum arată. Rămâne să văd cum o să se comporte pe curbe. Ok. Asta e rezultatul final, după cum se vede. Acum, na, oglinda ce ne permite. Place rezultatul. Nu mai e așa cocoșată și... Să zic așa, acum e destul de greu de tras o linie între orizontala rezervorului și punctul maxim de codiță aflat aici în spate. Dar pasagera mea se simte mult mai bine. Eu încă ajung cu picioarele complet pe pământ, cu sau fără pasager ajung. Și la toba de eșapament e destul clearance. Destul zonă liberă să nu dea bascula în cotul de legătură. Cum am spus, urmează să văd cum se comportă pe șosea. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Hai, v-am salutat. Ciao!